Salutare dragilor, bine v-am regăsit la un episod povești de viață locomotorii. Nu ar fi trebuit să ne vedem astăzi, dar am zis că să vă țin un pic la curent cu ce se întâmplă din punct de vedere al sănătății cu vizitele mele la dentist și cu faptul că inclusiv pe viitor această aventură medicală va, va, continua și am să vă explic imediat de ce. Sper că se va vedea și se va auzi bine. De auzit se va auzi bine pentru că folosesc la valiera, dar de filmat filmez cu tableta pentru că nu am avut timp să așez studioul cum o fac de obicei. Pentru că și astăzi, în două ore, trei, trebuie să fiu din nou la dentist. Dar de ce fac clipul de astăzi? În primul rând pentru a vă spune că la dentist merge din ce în ce mai bine. Cred că vor mai fi trei programări și gata. De fiecare dată a fost din ce în ce mai ușor. Pulsul a fost din ce în ce mai bun. Adică de la prima vizită, acum vreo două luni în care am avut 200 și ceva de bătăi pe minut, Luna trecută am fost lunată și am avut 103. Deci, se simte un, un progres foarte mare. Și ce vreau să vă spun este că da, contează foarte mult doctorul, atât de mult încât toată această echipă medicală de care am dat aici. Vreau să vă spun că e posibil să reușească până la sfârșit să se joace cu psihicul meu într-un mod pozitiv. Și e posibil să fi reușit să trec cât de cât peste teama aceasta de, de medici. De ce spun acest lucru? Pentru că pe viitor chiar am fost, de exemplu, joia trecută la medicul de familie și am cerut niște trimiteri la medici de specialitate pentru că v-am mai povestit de durerea mea de spate care persistă și de faptul că mi se umflă foarte tare picioarele, e bine, cu siguranță undeva într-un loc există mai multă apă în corp decât ar trebui și atunci urmează să mă duc la medici de genul, știu eu, cardiolog, urologie, plămâni și inclusiv un doctor de ortoped pentru a vedea dacă apa care stagnează în picioare dăunează într-un mod atât de grav sau trebuie să continui să iau medicamentele acestea de care, pe care le iau de la un timp încoace. Deci, și toate acestea, eu nu m-aș fi gândit niciodată că voi ajunge să fac 5 programări odată la, la medici. Bine, programările vor fi, din păcate, majoritatea anul viitor, pentru că e sfârșitul anului și foarte greu mai prins loc acum. Important e că sunt făcute și dacă dacă l-am făcut, cu siguranță mă voi și ține de ele. Chiar și în legătură cu dentistul au mai fost așa zile în care știu eu, astăzi era luni și știam că miercuri am programare și intervenea din nou frica și anxietatea și de foarte multe ori am vrut să sun să amân programarea, dar am spus nu, odată ce am început trebuie să mă țin de, de mine și să duc asta până la capăt. Sunt în continuare foarte mândră de mine, sunt mândră de ei ca echipă, pentru că sunt foarte înțelegători și asta ajută foarte mult psihicului meu. Și plus de asta n-am vorbit despre dureri pentru că nu există, vă rog să mă credeți. Nu... Ultimele două dăți mi-a făcut injecția fără să mai dea nici cu spray, nici cu alifie nici și n-am simțit nimic. Nu știu unde, unde a înțăpat și cum. Uh, nici după ce trece anestezia nu am simțit absolut nimic. Sunt cazuri în care știu că am nimeni la dentist și ok, nu simt nimic în timpul procedurii, dar când ajung acasă și le dispare efectul anesteziei, spun băi, mă doare, mă înțeapă, mă simt absolut nimic. Deci, Dumnezeu a avut grijă să întâlnesc o echipă extraordinară. Sunt foarte mulțumită și le-am promis că atunci când vom. Termina tot acest proces pe care îl avem acum Le-am promis tuturor că ne vom revedea la 3, la 6 luni Doar așa pentru, pentru a ne saluta și a vedea dacă totul este în regulă Motivul principal însă pentru care am ales să filmez astăzi așa că cât de cât pe fugă Este așa cum ați citit majoritatea pe internet și în presă și așa Faptul că Simona Halep a fost depistată cu, nu știu eu, un dopaj, un medicament interzis și în momentan este suspendată și îmi pare foarte rău că trece prin, prin, acest lucru. Nici nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul ei, al familiei și al faptului că vorbim de 25 de carieră în tenis în spate. Ce mă deranjează pe mine, însă este ca de fiecare dată și ca la fiecare subiect din acesta de cancan -can și de monden, și de faptul că toată lumea este expert și toată lumea își dă cu părerea și toată lumea știe și toată lumea nu ar fi o problemă dacă îți dai cu părerea într-un mod care se includă măcar minimul de bun simț. Nici nu mai contează dacă scrie corect gramatical sau nu, sau... dar bunul simț. Vreau să vă spun că m-a cutremurat ce am, ce am văzut pe internet, ce comentarii am citit la, chiar și pe Instagram, la postarea Simonei sau pe, pe, Facebook. dragilor, ce e cu unii dintre voi? Și aici mă refer la, la, cei care vă rog să mă credeți. Am avut o conversație în weekend în mașină cu, cu cineva și am ajuns la concluzia că eu nu aș da voie uh, ca lumea să aibă acces la internet uh, și aici mă refer la, nu știu, să ai minim 25 de ani și să ai minim 12 clase ca să poți să ai acces la internet. Dacă nu, te rog frumos să te joci uh, uh, PlayStation sau, mă rog, sau uh, Tetris cum era înainte acel joc cu 999 de jocuri într-unul cu baterii pentru că nu mai voie să scoți identitatea pe nici măcar pe, pe, rețelele de socializare. Deci nu aș da acces la internet așa oricui, oricărui om care știu eu, e cu... A nu se înțelege că am ceva cu oamenii de la țară. Dar efectiv toată lumea care are un amărât de smartphone, care are o conexiune de un mega viteză, își dă cu părerea și jignește cariera unui om și faptul că sunt 99,9% sigură că acele persoane în urmă cu nu foarte mult timp se loveau cu pumnul în piept că sunt români pentru că Simona Halep era numărul 1 mondial, pentru că Simona Halep câștigase Roland Garros, pentru că Simona Halep câștigase Wimbledon și nu oricum chiar în fața Sirinei Williams. Deci, dragilor, sunteți îngrozitori. Atât de multe jigniri și, da, normal că dacă altfel n-ar fi câștigat până acum. Asta este, asta este de fapt Halep și... Păi, dragilor, nu i-ați dat acelei fete un cent. Sacrificiile le-a făcut familia, sacrificiile cele mai mari le-a făcut ea, pentru că de la 5-6 ani să ții paleta în mână și să faci asta în continuare până la 31, nu este deloc ușor. Și totuși atunci a, fost bine, ok, toată lumea, vai, sunt din România, Hagi, Halep și ce se mai știa atunci. Năsta să ți și restul. Da, cu părerea trebuie să-și dea, și și aia trebuie să fie doar o părere, Oamenii care pot să-și dea cu părerea în acest domeniu, știu eu, într-o dânăstase, țiriac, doamna Virginia Ruzici și restul care sunt, au o școală în spate și pot să-și dea cu părerea și aia cu bun simț despre asta. La final încă nu se știe, s-a început un proces și mai multe procese și Simona este în, în pauză cu presa și cu declarațiile și cu sunt ori pilată. Ce fel de oameni uh, au acces la internet și ce fel de oameni uh, pot să și arunce liber așa frustrarea și faptul că nu au o viață tastând. Uh, da S-a întâmplat asta și uh, acum o săptămână când a murit uh, acel cântăreț uh, Nosfe, uh, nu cunosc, nu îi ascult muzica, n-am știut cine este. Dar pentru că sunt oameni, evident că m-a întristat decesul unei persoane de 37 de ani care am înțeles că avea și o fetiță de 7 ani acasă. Și eu fiind o persoană care a crescut fără un părinte, nu vreau să mă gândesc, sper din suflet că Uh, na, viața acelei copile să fie mai ok decât uh, cum a fost pentru mine uh, lipsa mamei pe tot parcursul vieții. Dar și acolo totul mai normal, a făcut, a băgat, a injectat, -o. dragilor, și dacă să spunem prin asta, fi fost așa, ce drept vă dă vouă să aruncați cu un roi în uh, familia unui om și un, uh, uh, într-un om care de fapt nu mai este? Cu cine de cerți? Sunt oripilată. Sunt oripilată. Nu vine să cred. S-a mai întâmplat asta în urmă și cu o lună și ceva când a fost uh, celebrul scandal al uh, celebrilor uh, viitori foști soți pe care ai știți cu toții acea bătaie în uh, stradă. Toată lumea a avut părere și acolo. Bineînțeles, e vina ei, e vina lui, e vina nici nu pot să spun aici, nu m-a plătit nimeni, să nu înțelegeți greșit, nu fac reclamă nimănui nici gratuit, nici pe bani. Dar, după părerea mea, un bărbat care lovește o femeie nu este bărbat. Și cu asta am spus tot. Nici nu mai contează. Cine, cum, cine a făcut celebru pe cine, la final, dacă e să spun părerea mea personală, eu nu am auzit de el până să-l văd alături de ea. Vorbesc așa cu el și cu ea pentru că oricum știți la cine mă refer și nu vreau să dau nume ca, știu eu, nu că ar fi canalul meu mega vizualizat și ar ajunge să vadă cine știe ce lume. Dar așa, pentru... Oricum știți despre cine vorbesc și atunci nu are rost să spun. Mai multe. Dar asta pot să spun. Pe ea o știam. Prin prisma numelui de familie, prin prisma mamei, prin prisma mai multor lucruri pe el, nu l-am știut până să-l văd alături de ea. Și cu asta spun tot ca părere. Și uh, recunosc că le-am urmărit uh, uh, reality show-urile, dar am făcut-o așa cum fac și cu uh, canalele de YouTube de vlogging. Mi-a plăcut să văd și o altă parte a... A vieții sau a faptului că unii oameni uite că pot trăi altfel. Așa cum vloguri ajung în colțuri de lume în care eu sunt foarte sigură că nu voi ajunge niciodată. Așa mi-a plăcut să văd și cum uh, trăiesc unii. Uh, e adevărat, uneori poate prea chicios pentru gusturile mele, dar mi-a plăcut. Și atunci am văzut un, uh, un soț fericit care primea cadouri foarte scumpe și care era dus prin Statele Unite și uh, făcut rost de viză și, și acel cineva uh, în momentul de față nu că stau eu la poarta caselor, dar uh, din câte știu nu-și vizitează unul dintre copii. Și așa mai departe, nici nu are rost. Ce vreau să spun este că atâta timp cât ești în stare să lovești uh, într-o femeie, oricare ar fi ea, dar cu atât mai mult când lovești îți <laughs> lovești mama copilului tău cu care a avut o relație, cu care ai împărțit bune, rele, mă rog, nu știu dacă au fost foarte multe rele, dar consider că și cred că și în viața aia în care uh, noi cei de din afară privim și avem sentimentul că nu lipsește nimic, iată că lipsește. Și în plus de asta, o femeie rănită, o femeie care a pierdut tot, care a investit uh, tot în acea persoană, Încerc să mă pun un pic în locul ei, neavând situația ei financiară și nimic din, din ce are aia, Dar dacă știu cel mai bine ce am investit în omul de lângă mine Și atunci dacă s-ar întâmpla ceva asemănător, sunt conștient că poate chiar la un moment dat îți pierzi puțin din minți Până te, te reculegi. pentru că ai iubit, ai investit, ai crezut că acel om este totul pentru tine și că vei muri alături de el, și iată că descoperi că acel om are o nouă relație, un nou copil și altele. Deci, dar și acolo lumea a știut foarte bine pe internet cine e de vină. Zici că au fost acolo și au fost, nu știu, fire de praf pe mobila dormitorului lor, ca să spun așa frumos. Este, este, foarte trist. Sunt foarte dezamăgită. Celor care nu știți să faceți altceva cu viața voastră decât acest lucru, să aruncați cu noroi în alții, credeți-mă că vă urez din tot sufletul ceva de genul pica internetul atunci când doriți să scrieți astfel de, de lucruri fără să aveți o bază în spate, doar pentru că vă permite conexiunea la internet și faptul că aveți o tastatură nu înseamnă că trebuie să aruncați cu noroi în nimeni, nici în persoanele publice, nici în colegii de la muncă, nici în colegii de la școală, pentru că nu este acel... Văd că cyberbullying-ul ăsta devine mai, mai promovat și este mai activ decât bullying-ul în, în sine. Deci, nu știu, aș da o lege, așa cum am spus la început, să nu ai acces la internet dacă n-ai minim 25 de ani și 12 clasă pe cuvânt. Pentru că poate atunci, la acea vârstă, ai fi cât de cât în stare să, să nici nu-ți dai cu părerea, să treci mai departe. Dacă e ceva ce nu mă interesează, dau scroll mai departe și mă uit la ceva care mă interesează. nu îmi place să-mi dau cu părerea, vedeți foarte bine că nici în grupurile de persoane cu dizabilități. Văd lucruri care mă crucesc, văd postări unor care mă crucesc și uh, trec mai departe. Dacă am ocazia într-un clip viitor și se îmbină să pot să aduc vorba despre așa ceva, aduc, dacă nu trec, trec mai departe. N pentru că nu, nu are rost. Nu sunt eu în măsură să îmi dau cu părerea despre temer de ce, ce lucru. Dar mă gândesc că sunt oameni mai sensibili, mă gândesc că sunt oameni care nu sunt persoane publice și dacă le face acest lucru, sunt persoane sensibile și nu știu niciodată unde se poate ajunge. Cu faptul că ai spus un om doar că nu știu, este nu știu cum, pe internet. Vă gândiți că acel om poate mâine să nu mai fie din cauza ceea ce ați scris voi? Ați putea să trăiți cu asta în continuare? Probabil că da. Pentru că dacă ați avea o fărâmă de, de ceva în interior, nu ați face acest lucru din start, de la, de la început. Asta am vrut să spun, că sunt, sunt alături de, de Simona. Sper din tot sufletul să, să fie bine până la sfârșit. Nu mă pricep la tenis, nu am... Nu sunt în măsură să, să dau niciun sfat, dar vorbesc din punct de vedere al unui fan care în ultimii minim 10 ani a urmărit cariera Simonei. Sunt un om care nu a făcut nimic pentru Simona decât știu eu faptul că m-am trezit la anumite turnee care se jucau în alte fuse, fusuri orare, m-am trezit să fiu alături la 3-4 dimineața, știu, la anumite turnee și să țin pumnii. Și să, să fiu mândră care a reușit la început, știu, așa. I-am urmat traseul de a fi în primii 100, apoi în primii 50, apoi în primii 10, unde a stat foarte mult timp, și apoi apogeul de a ridica trofeul de la Roland Garros și apoi Wimbledon și restul. Deci sunt doar un, un fan care i-a urmărit cariera și care de multe ori o vedeam un om atât de, de slab, de mic, așa pare, pe lângă alte jucătoare din, din tenis și care totuși lupt atât de mult. Deci pentru mine a fost doar așa, un exemplu de, păi se poate să mai alergi un pic, să mai prinzi o minge, să mai să mai câștigi un, un punct, doar din acest punct de vedere. Dar sunt alături de ea și sper din tot sufletul să nu se ajungă, să știu eu, ca în... mai avem așa un exemplu în sport, când Andreea Raducanu parcă a rămas fără medalie. Uh, sper din suflet să nu aibă grijă alții să arunce la, la gunoi viața întreagă unui sportiv. 25 de ani de carieră este o viață de om și de sacrificii pe care nu o poți întoarce cu nimic. Cei care au făcut asta din stafful Simonei cu bună știință, fără bună știință, sper să să plătească și să se ajungă la nu știu, la un rezultat pozitiv pentru Simona, pentru că nu vreau să mă gândesc ce se însuflătuie acum. Asta e tot ce am vrut să spun, să mă descarc așa sufletește pentru că aveam niște nervi interiori și am zis că trebuie să fac acest video și să vă mai țin la curent și cu, cu starea mea de sănătate. Nu am mai primit niciun e-mail, adresa de e-mail este aceeași, povești de viață locomotorii arongmail.com, puteți să scrieți dacă aveți întrebări noi, curiozități sau vreți să vorbim despre un subiect anume cu, cu mare drag. Și acum la final pentru că m-am uitat la și am văzut data de astăzi. Este 24 octombrie 2022. Astăzi se împlinesc 2 ani de când sunt în scaun cu rotile. La mulți ani mie. Încă am regretul că n-am făcut acest lucru mai, mai devreme. Au fost cei mai frumoși doi ani din viața mea, cele mai frumoase două trei concedii pe care le-am petrecut. Încă mă, mă șochez de lucruri pe care, pe care, le văd și pe care până acum nu le văzusem, lucruri banale și, și mici. Încă mă bucur de fiecare primare în magazin și iau fiecare rapt și raptoleț la rând pentru că acum pot sta să mă uit mai atent, chiar să citesc etichetele sau tot ce mă interesează. Deci au trecut doi ani. Au trecut repede, dar au trecut frumos și vă dau în continuare un sfat pe care vi l-am dat și acum 2 ani dacă simțiți că starea de sănătate nu vă mai permite să faceți așa de mare efort vă sfătuiesc din suflet să alegeți scaunul cu rotile, indiferent că este activ, pasiv, electric protejați-vă pentru că așa veți putea să vedeți și o altă parte a vieții se poate să, să vedem și în jur că este, lumea este frumoasă, natura este frumoasă și ne putem bucura de orice, orice ne înconjoară și de persoanele dragi. La final, poți să mergi de mână pe stradă cu omul drag. Cam atât. Vă țin la curent, să aveți grijă de voi și uh, ne vedem uh, curând.